Hello, prieteni! E un nou episod dedicat transferurilor. Nebunia de pe Mercato continuă să livreze știri în cantități uriașe și chiar dacă am postat câte un clip în ultimele două zile, vă asigur că avem și astăzi despre ce vorbi. Nu uitați că și mâine avem un nou episod, așa că fiți pe fază. Cei care au ajuns pentru prima oară pe aici ar trebui să știe că pe Cronicile Sportului găsiți mereu cele mai fresh și interesante mutări din lumea fotbalului. Eu vă mulțumesc că îmi sunteți alături, vizionare plăcută. Matadorul trece prin toate stările în această fereastră de transferuri. Mai întâi a fost legat de un transfer la Barcelona. Mai târziu era așteptat ca înlocuitor al lui Suarez la Atletico, iar și mai târziu era ca și pensionat la Monza lui Galliani și Berlusconi. Bine că ultima nu a devenit realitate, iar situația din nou pare să-i pună lui Cavani o șansă bună în față. Potrivit celor de la Marca, atacantul uruguaian de 35 de ani se apropie de finalizarea unui acord cu Real. Cavani a rămas liber de contract după despărțirea de United și își poate gestiona cu mai puțină presiune viitorul. În ideea de a fi într-o formă convingătoare înainte de campionatul mondial, plecarea la Villarreal este o soluție grozavă. Mai ales că acolo Cavani se va reuni cu fostul său mister de la PSG, Unai Emery, sub a cărui umbrelă a petrecut câțiva dintre cei mai frumoși ani ai carierei sale. Oriunde ai merge, matadorule, noi îți transmitem gânduri bune. Acest sezon al Premier League va fi unul megalomanic, practic nu există adversari neglijabili. Cluburile mai mici au investit extrem de mult în această perioadă de transferuri. În iunie, Aston Villa, Leeds United, Brighton și Fulham au fost cele mai active. Acum însă vine rândul altor echipe să iasă în față. De exemplu, Crystal Palace l-a adus pe unul dintre cei mai promițători mijlocași africani, Sheikh Doucouré. Închizătorul malian de 22 de ani a fost transferat de la Lens pentru 21 de milioane de euro. În același timp, Crystal a înghețat transferurile out, reușind să-și păstreze toți liderii până în acest moment. Iar asta pentru o echipă de o asemenea talie este un semn extrem de bun. De asemenea, Crystal Palace urmează să finalizeze semnarea fundașului american Chris Richards, care ar urma să vină de la Bayern München pentru o taxă de 12 milioane de euro. Wolverhampton, în schimb, nu a reușit să-și conserve lotul pierzând mai mulți jucători importanți, dar niciodată nu e prea târziu pentru a construi de la zero. Pentru 25 de milioane de euro a fost adus fundașul irlandez Nathan Collins de la Burnley, club care a retrogradat în Championship. Stopărul de 21 de ani a fost dorit de mai multe cluburi din Anglia, dar a ales proiectul Wolverhampton. Aston Villa lui Steven Gerrard nu mai e la fel de activă precum la început de vară, iar ultima achiziție este Ludwig Augustinsson, care a fost împrumutat de la Sevilla pentru un sezon. După Suedia, Danemarca, Germania și Spania, aceasta va fi prima aventură în Anglia pentru fundașul suedez de 27 de ani. Și până trecem la cea mai activă echipă din Premier League, vorbim puțin despre Southampton, care se reorganizează într-un mod uimitor. Au fost aduși doi tineri promițători de la Manchester City, portarul Gavin Bazunu și mijlocașul Romeo Lavia. Cumulat, cei doi au costat în jur de 30 de milioane de euro. Pentru 10 milioane de euro a fost adus de la Bochum tânărul fundaș Armel Bela Kocap. Acesta este un component de bază în naționala Under-21 a Germaniei. A fost adus și Geo Aribo de la Rangers, despre care am vorbit în episodul anterior. Mijlocașul nigerian a impresionat în sezonul trecut și chiar a marcat în finala Ligii Europa contra lui Frankfurt. Iar cea mai recentă mutare realizată de Southampton este Sekou Mara, adus de la Bordeaux pentru 13 milioane de euro. Vârful de 19 ani este unul dintre cei mai promițători jucători ai Franței. Cu toate acestea, Southampton este departe de a fi cea mai activă echipă engleză din ultimele zile, pentru că, fără dubii, acest statut îi aparține nou promovatei Nottingham Forest. Jesse Lingard a semnat cu Nottingham și va purta acolo numărul 10 pe tricou. Yeah.
Lingard, în vârsta de 29 de ani, a venit din postură de free agent. Această mutare a încununat o campanie de transferuri uimitoare a celor de la Nottingham Forest. De la Union Berlin a fost achiziționat atacantul nigerian de 24 de ani, Taivo Avoni, care este apreciat pe Transfermarkt la 20 de milioane de euro. De la Mainz a fost adus fundașul central francez de 26 de ani, Moussa Niakhaté, care costă pe Transfermarkt 18 milioane de euro. Tot în defensivă, pe banda dreaptă, au fost aduși doi jucători tineri și foarte promițători. Galezul Nico Williams, în vârsta de 21 de ani, transferat de la Liverpool pentru 20 de milioane de euro. Și francezul Julien Biancone, în vârsta de 20 de ani, transferat de la Troyes pentru 10 milioane de euro. Alți doi apărători au venit pe banda stângă. Englezul Omar Richards, de 24 de ani, a fost achiziționat de la Bayern pentru 8,5 milioane de euro. Și englezul Harry Tuffalo, de 26 de ani, care a fost adus de la Huddersfield pentru 6 milioane de euro. Tot pentru 6 milioane și tot de la Huddersfield a fost adus mijlocașul central din Anglia, Lewis O'Brien, în vârsta de 23 de ani. Iar în poartă, pe lângă Dean Henderson, care a fost împrumutat de la Manchester United, a mai fost adus și experimentatul galez Wayne Hennessy, de la Burnley, liber de contract. Despre super transferurile pe care le pregătește West Ham vom discuta în episodul de mâine, dar până atunci vorbim despre noua țintă a lui Chelsea. Tuchel încearcă să-și remodeleze linia de atac. Tehnicianul de pe Stamford Bridge intenționează să-l aducă pe starul lui Newcastle, Alain Saint-Maximin. Potrivit presei engleze, în acest presezon, Saint-Maximin și-ar fi frustrat colegii și fanii cu un comportament ciudat. Și Tottenham l-a vrut pe driblerul francez de 25 de ani, dar după sosirea lui Richarlison, această opțiune a fost anulată. Alain Saint-Maximin ar avea o clauză de reziliere a contractului în valoare de 40 de milioane de euro. La potența financiară pe care o are Chelsea, această sumă e o floare la ureche. Dar nu e deloc în interesul coțofenelor să-l vândă pe francez. Acesta este un lider al echipei și ar putea să devină o legendă aici. Mai ales că fluxurile de investiții în club din partea prințului saudit vor fi din ce în ce mai mari. Acum câteva zile s-a vorbit despre faptul că PSG ar fi aproape de a-l transfera pe Nordi Mukiele de la Leipzig. Apoi apele puțin s-au liniștit. Între timp însă, cei de la L'Équipe au publicat un articol cu referire la această mutare. Se pare că totuși nu vor exista probleme, iar în zilele următoare, Mukiele va fi anunțat ca noul jucător al lui Paris Saint-Germain. În cele patru sezoane la Leipzig, fundașul de 24 de ani și-a arătat nu doar talentul, ci și versatilitatea. Capabil să joace în mai multe poziții, Mukiele pare să aibă ceea ce este necesar pentru a juca în sistemul pe care Christophe Galtier vrea să-l pună la punct la PSG. Nordi Mukiele și-a făcut între timp debutul pentru naționala mare a Franței, iar prețul lui de pe Transfermarkt este de 20 de milioane de euro. Și Olympique Lyon a făcut o nouă mutare. Cât încă nu există update-uri referitor la repatrierile lui Pjanic și Umtiti, OL bate palma cu Taliafico de la Ajax. Fundașul stânga din Argentina, în vârstă de 29 de ani, deja a ajuns în Franța pentru a efectua controlul medical. Afacerea ar fi fost încheiată pentru 4 milioane de euro, iar argentinianul va fi plătit cu 2,5 milioane pe an. În ultimul sezon, Taliafico s-a aflat într-o scădere vizibilă de formă, iar de la a fi o opțiune pentru Barcelona într-un termen foarte scurt, acesta a ajuns la locul 8 din Franța. 4 sezoane a petrecut Taliafico la Ajax. Pentru echipa națională, acesta are 40 de selecții și rămâne în cărți pentru Cupa Mondială din Qatar. Luis Diaz, Sergio Oliveira, Tecatito, Vitinha, Fabio Vieira, Chancel Mbemba și Francisco Conceição sunt jucătorii pe care Porto i-a pierdut în 2022. Fratele lui Luis Diaz, care va juca pentru început la echipa a doua, și fundașul David Carmo de la Braga au fost singurele achiziții de până acum ale dragonilor. Dar zilele trecute a mai venit cineva. De la Palmeiras, pentru 10 milioane de euro a fost transferat Gabriel Veron.
wingerul dreapta în vârstă de 19 ani a primit tricoul cu numărul 7 și este prezentat de Porto, prezumtiv un nou star. Sunt foarte fericit și onorat să fiu într-un club atât de mare ca Porto. Nu putea exista o oportunitate mai bună decât acest club. Voi da totul pentru a reprezenta fanii în fața adversarilor noștri la cel mai înalt nivel. Sunt extrem de fericit, mă simt ca acasă, a declarat Verón. Porto e o adevărată fabrică de vedete deja de mulți ani, la fel cum sunt și rivalele sale Benfica și Sporting, precum și cele două forțe din Olanda, Ajax și PSV. Dar mai nou a apărut un alt sorginte de talente, Red Bull Salzburg, noul star în devenire de care se ocupa austriecii pentru a-l vinde ulterior pe o sumă mare este Luca Gurna-Duat. Închizătorul francez de 18 ani a fost adus de la Saint-Étienne pentru 13 milioane de euro. În ciuda vârstei sale fragede, Luca Gurna-Duat are deja o experiență considerabilă în Ligue 1, bifând până acum 61 de meciuri. A jucat la toate echipele naționale de tineret franceze și este actualul capitan al naționalei Under 19. După Rafinha, Barcelona deturnează o nouă afacere a celor de la Chelsea. Barça a ajuns la un acord de plin cu Jules Koundé. Părea că cei de la Chelsea sunt cel mai aproape de a debarca internaționalul francez de la Sevilla, prin oferta lor de 66 de milioane de euro. Președintele Barcelonei, Juan Laporta, recunoscând chiar înfrângerea în urmărirea fundașului central. Dar în noaptea de vineri spre sâmbătă, apoi în dimineața de sâmbătă, adică astăzi, scenariul a fost răsturnat. Acum, potrivit expertului pe transferurile Barcelonei, Gerard Romero, Barça a ajuns la un acord total cu Jules Koundé, iar operațiunea poate fi considerată închisă într-o proporție de 99%. Cu excepția unui cataclism în următoarele ore, Koundé va fi noul jucător al Barcelonei, a garantat Romero. Jules Koundé, în vârstă de 23 de ani, valorează pe Transfermarkt 60 de milioane de euro, fiind al cincilea cel mai scump stopper din lume, după Ruben Dias, De Ligt, Marquinhos și Skriniar. Acum se creează impresia că Barcelona poate aduce pe oricine și-ar dori și acest lucru este ceva extraordinar, luând în calcul limitele salariale și problemele financiare cu care se confruntă catalanii. Da, Barça e mai mult decât un club. Avem un transfer răsunător și în Superliga, cel puțin pe foaie. Kyriakos Papadopoulos, fostul fundaș de la Schalke sau Leverkusen, a semnat cu Craiova 1948. Grecul vine din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Atromitos. Considerat un mare talent la început de drum, Kyriakos Papadopoulos a fost torturat de accidentări în a doua parte a carierei și nu a mai ajuns vreodată la nivelul promisiunilor pe care le dădea în primii ani la Schalke. În prezent, stopărul are 30 de ani. FC-ul Craiova 1948 și Kyriakos Papadopoulos au semnat un contract valabil pe două sezoane. În 2012, la 20 de ani, Papadopoulos atingea prețul maxim pe Transfermarkt, 18 milioane de euro. În acea perioadă, Chelsea și Arsenal erau doar câteva dintre echipele care îl doreau pe Elena. Pentru echipa națională a Greciei, Kyriakos are 35 de selecții.